simbol al centenarului. Pe Regina Maria am omagiat-o la Muzeul Național Peleș în vara aceasta prin organizarea unei expoziții speciale însoțită de un amplu album monografic în două volume. Și am considerat binevenită participarea noastră cu o piesă care se observă pe fundalul acestei expoziții, o piesă deosebită, o creație artistică a Reginei Maria, un scaun lilicer făcut după designul ei în 1898. După cum se știe, tânăra principesă Maria a fost un artist aproape complet, foarte talentată, foarte dotată pentru pictură, pentru sculptură, pentru scris. Din punctul acesta de vedere, a fost un ambasador al României cu totul special, dăruit, care a făcut o imagine țării noastre cum nu au făcut foarte mulți diplomați de meserie. Revenind acum la subiectul expoziției noastre, Muzeul Național Peleș păstrează în Castelul Pelișor 20 de piese de mobilier plasate în Tezaurul Național, care sunt create după designul principesei Maria, evident și cu ajutorul arhitectului care Liman, arhitectului Ion Ernest, sunt creații de la începutul secolului al XX-lea, din 1909 mai precis, ale Școlii de Arte și Meserii din Sinaia, și toate aceste piese de mobilier decorează interioarele Castelului Pelișor și în special Camera de Aur, camera favorită a reginei. Le veți regăsi într-un catalog de mobilier pe care îl edităm acum, care va apărea în următoarele săptămâni, colecția de mobilier a Muzeului Național Peleș, în care arătăm rolul important al reginei Maria în îmbogățirea acestui tezaur neprețuit de mobilier artistic. După cum se știe, sora reginei Maria, Victoria Melita, a fost căsătorită cu marele duce Ernest Ludwig de Hesa, care a fost unul dintre promotorii la castelul său din Darmstadt ai noii școli Arts and Crafts în Anglia, în Germania, să spunem, Jugendstil. Și aici, principesa Maria și sora sa au realizat foarte multe piese. Dintre acestea, ca fost director al Muzeului Național Bran, al Castelului Bran, pot să vă spun că se păstrează la Muzeul Național Bran un dulap creat de principesa Maria în atelierele de la Darmstadt, și fratele lui se păstrează la Muzeul Național Peleș, pentru că după ce regina a primit în 1920 Castelul Bran din partea Consiliului Orășenesc Brașov, pentru mobilarea acestei reședințe de vară, ea a apelat foarte mult la ceea ce numea în jurnalul ei campanii de șterpelire, adică de la Cotroceni, de la Peleș, de la Pelișor, căutări și mobilierul pe care nu-l mai considera adecvat pentru reședințele din Sinaia mergea ori la Bran, ori la Balcic. Din fericire s-a păstrat, fie la Bran, fie la Cotroceni, cel mai mult la Castelul Peleș și la Castelul Pelișor, și putem avea astăzi o imagine, ceea ce a fost nu numai un important om politic cu un rol atât de mare în făurirea României Mari, și zilele trecute s-a inaugurat, trebuie să vă spun acest lucru, la lângă Ploiești, în comuna Blejoi, o foarte frumoasă statuie a reginei Maria, tocmai în anul centenar. S-a făcut una și în București, dar cred că merita mult mai multe în țară. Acesta ar fi aspectul politic al vieții reginei Maria. Dar aici căutăm să evidențiem latura artistică a reginei, și trebuie spus că ea s-a manifestat în variate domenii, și dacă astăzi valorificăm expozițional piesele de mobilier create de regină, mâine vom continua cu publicarea integrală a jurnalului reginei Maria, de ce nu, poate în anii viitori, și a corespondenței, pentru a putea avea totuși imaginea completă a unei personalități fabuloase din istoria contemporană română. Aducem chemarea și de din punct de vedere al culturii s-au făcut câteva lucruri, dar dacă ar fi să vă spun, în anul centenar, unul dintre creatorii României Mari, Ionel Brătianu, nu are încă
o străduță care să-i poarte numele în București. Nu are o statuie în București, în afară de statuia din 1937 realizată de Mestrovici. Încă nu avem statuia regelui Ferdinand în București, devenind și Ferdinand, și Brătianu, și Maniu, și Regina Maria, și ceilalți făuritori ai României mari, meritau mult mai multe statui, monumente, biografii, monografii care să le arate faptele în acest an centenar, dar cum centenarul la noi se pare că va continua câțiva ani, posibil să reușim în anii următori să omagiem cum se cuvine acești înaintași. A fost pur și simplu o problemă financiară sau lipsă de implicare? Nu știu, să știți că instituțiile culturale și-au făcut treaba, dar fiecare punctual. Ce a lipsit, a lipsit un proiect național, o coordonare. Nu este posibil să nu ai în anul centenar o reeditare a unei lucrări 1918 la români. Adică în timpul comunismului s-au putut publica 10 volume despre 1918, la 30 de ani după nu s-au mai putut publica acele volume care puteau fi publicate, să spun așa, necenzurat, integral, cu micile completări care erau necesare. Ei, poate că institutele noastre de istorie n-au fost pe fază, să spunem, anul ăsta. Dar în anii următori, cine știe, urmează o serie de publicații. Dar e păcat, știți. Și e păcat că puteam, centenarul se știa de mult că va fi anul acesta. Și puteam să avem la nivel de coordonare culturală niște proiecte de mult mai mare vizibilitate și în exterior și în interior. Alminteri, fiecare instituție muzeală de cultură s-a zbătut, dar toate micile proiecte nu au reușit să dea imaginea care ar fi trebuit dată de un proiect național, cu adevărat național. Da? Să ne păstrăm optimismul.